În comuna Țițești, în prezent se lucrează la partea de drumuri, mai exact se fac șanțuri betonate. Lucrările se efectuează în baza unui proiect demarat anul trecut, proiect ce va fi finalizat în cursul anului 2013. Cele trei sate importante, Valea Stănii, Țițești, Bucșănești, s-au făcut șanțurile betonate pe partea de cu declivitate, acolo unde apele vin, și am considerat că aceste șanțuri țin foarte mult la, cum să spun, viabilitatea drumului. De asemenea, avem în plan pietruirea și asfaltarea altor drumuri. Mai avem un proiect care vrem să-l demarăm în acest an, și anume gabioane pentru pârâul Valea Mănăstirii. Sunt zone unde acest pârâu erodează malurile și atunci face și stricăciuni drumurilor. Pe lângă lucrările de întreținere efectuate anual, în 2013 există șanse mari să se încheie un frumos parteneriat între comuna Țițești și orașul Mioveni. Să sperăm că îl facem în colaborare cu Primăria Mioveni, printr-o asociere, și anume canalizarea comunei Țițești. Avem apă în toată comuna, iar canalizarea este imperios necesară. Comuna Țițești are o suprafață de 24,6 km² și peste 4.500 de locuitori. În componența acesteia intră satele Țițești, reședința comunei, Cijmea, Bucșenești, Lotaș, Valea Mănăstirii și Valea Stânii.